Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni! Warbringer aici, mă întorc cu meciul 2 între Naugrim și Tarson Harta, Selnaga, Kevin, harta pe care Hydra susține că nu poate să câștige versus un teran. Să vedem dacă Naugrim va putea să-i spună lui Hydra suck this. Și un prim meci superb jucat de către Zerg. Sper că sunteți de acord cu mine. Dacă nu sunteți de acord cu mine, vă mă duc astfel cu Zergi. O să firma TVP-uri și TVT-uri și PVP-uri, na. Vreți așa ceva? Da, și dă-te, dracu. Bun, ne întoarcem la meci. Ce să vă mai povestesc eu? Da, ce să vă mai povestesc? Vă povestesc următoarele chestii. Două la număr. 1. Băi, când vreți să vorbiți cu mine, nu mai vă scrieți mail-ul pe sau în cadrul secțiune de comentarii. Come on, e așa greu să dai pe butonul de contact și după aceea să-mi scrii un mail? Come on, man, come on. Cel de-al doilea lucru este că se pot face donații acum pentru acest proiect. În cadrul fiecărui cast o să apară butonul. Sunt două metode, una prin PayPal, una direct, despre care o să vă invit să citiți pe site. N-are rost să vă plictisesc eu cu detaliile astea într-un caz de StarCraft 2. Cine este interesat o să găsească acel anunț și bannerul și așa mai departe. Mai încet, frate, mai încet că ne termin psihic, da, sau te termin pe tine psihic. Apropo, anunț, bă, oameni care sunt mai în vârstă așa, 25, 27, 28, 30, chiar mai mult, mai scrieți și voi, vă rog, nu mă ăștia mici îmi scriu. Și, nu știu, așa, parcă sunt bunicul lor. Nu tată, gata, bunicul, am trecut direct la bunic. Haideți să vedem ce va face Tarson, se ia și acest gaz, Naugrim va vedea chestia asta și se pare că polonezul va încerca să meargă iarăși pe același build de helioane. Cred că domnul Naugrim a văzut destule meciuri și destule încercări cu helioanele alea încât să știe să le țină spawning pool acum din partea zergului. Drone aia, nu știu exact ce încerca să facă, probabil să fac un pic de deny la factory-ul pe care domnul... ce frumos! Pe care domnul Tarson o va pune în momentul în care vor exista sau va exista cantitatea necesară de Vespin Gas pentru a construi acel factory. Spawning pool la 75%, SCV-ul ăsta continuă să rămână în baza lui Naugrim, însă în curând va fi scos de către zerglincii care vor putea fi construiți datorită clădirii acestuia de tech numită spawning pool. Este ca la Discovery Channel, vă comentez eu meciurile astea, exact, factory-ul a căzut, sau mă rog, a început să fie construit. Ce frumos din partea lui Tarson, prinde acest overlord pe care Naugrim îl trimite, dar... scapă cu 12 HP Naugrim și parchează Overlordul acolo. Dacă va dori să scape de el, domnul Tarson va trebui să facă un viking și mă îndoiesc că o să investească în așa ceva. Naugrim își termină acest hatchery și începe să durneze fericit și fericit și cam atât. Ca un zerg care este lăsat în pace. Cred că toți care jucați Zerg, în momentul în care teranul îl vedeți că se baricadează, este și mai fericiți din lume. Pentru că știți că în momentul în care va ieși de pe hartă și voi v-ați făcut treaba, o să iasă urât de tot pentru el. Două helioane Q'd din partea lui Tarson, Starport, deci să vedem dacă m-a încercat să meargă același build cu acele Banshees, Raven, câțiva mărini. Queen-ul ăsta nu cred că o să cadă, în schimb mai apare și Helionul ăsta, 3 roaches din partea lui Naugrim pe bara de producție, în curând vor ieși și în acel moment teranul va trebui să o întindă de acolo imediat, un mărin săracul pur și simplu obliterat de viu acolo cu saliva acestor, cum îi spune, acid saliva. Da, deci Acid Saliva a obliterat un sărac mărin care nu avea altă misiune decât să omoare zergi, bună treabă. Supply blocked un pic acum teranul Banshee și din partea lui și Command Center, deci din nou vom vedea acea agresiune pe care am văzut-o în cadrul primului match pe Shattered Temple. Sorry, îmi cer scuze. În Naugrim însă joacă safe, vedem tech-ul către Hive și... probabil va încerca și el să meargă pe mutele alea, însă să vedem cât te va face.
Dacă ați fost atenți în primul meci, ați văzut că nu a abuzat de ele. Deci a jucat foarte inteligent. A avut și infesturi, a avut și beni și mute. Exact cât trebuie pentru fiecare angajament. Încă o dată vă îndrum să încercați să-l urmăriți pe omul ăsta cât mai des posibil și o să încerc să aduc mult mai multe meciuri cu el. L-am uitat și pe Dimaga în ultima perioadă pentru că mi-a fost pălat creierul cu acești rani, dar mi-am revenit. Ce? Nu! Nu, nu o să trec să joc Zer, nici Protoss, o să rămân pe teran, însă va trebui să mai aduc și alte meciuri, numai TV și ceva. Mai ai și un PVZ, mai un PVP, ZVZ, numai dacă mă simt foarte sadomas într-o zi și atunci o să aduc și unul din ăla. Haideți să vedem push-ul din partea lui Tarson, ce va reuși să facă? Trei queen-uri, trei queen-uri din partea lui Tarson, mare atenție, un queen a căzut! Lucrurile nu arată bine, este și un overseer aici pentru Nau Grim. Ce push nenorocit reușește să facă Tarson, bă tată, te rugăm, dar zic că a ieșit bine pentru teran, a ieșit extraordinar de bine pentru teran, prieteni. Și acum vom deschide și bara asta de lucrători, să vedem Tarson cât va reuși să omoare Nau Grim, foarte frumos pleacă cu acele drone, momentan 5 lucrători omorâți de către Tarson. Benchul ăsta extraordinar de potent în combinația, sau potentă, cum vreți să-i spuneți, în combinația de armată pe care Tarson o are. Și Nau Grim pur și simplu ca și unități, mai are 4 Zerglings și 2 Roaches, dar ce vor putea să facă acei Roaches pentru că Tarson mai cheamă un Bench și prieteni. Se mai cheamă un Bench, iar acum Nau Grim va începe să scoată acei Roaches, dar dacă va cădea și acest Queen, este GG, spun eu, pentru că Zergul nu mai va avea cu ce să apere acest aerul, da? Deci nu va mai putea să aibă unități care să distrugă aceste Banshees, continuă să facă Zerglings. Vedem și trei Roaches care se îndreaptă înspre baza lui, înspre baza lui Tarson, dar teranul este fortificat destul de bine. Mai are și acest Raven care poate să arunce niște autotarețuri acolo dacă lucrurile încep să devină nasoale pentru el. Ce Dumnezeu se întâmplă, Banshees-urile astea, un pic neatent, Tarson în loc să focuseze acest Hatchery, focusează acest extractor și domnul Nau Grim reia operațiune de minare. Între timp în baza lui Tarson acești Roaches destul de mult damage acolo, dar mă rog, destul de mult damage. Reușește să facă ceva pagube, însă teranul rezistă și acum benchurile astea sunt retrase în bază de către Tarson. Nau Grim în curând, să mă rog, mai are un pic să aștepte, dar Spira este pe drum și să vedem, hai să vedem câte, a făcut un damage extraordinar de mare Tarson la economia lui Nau Grim, deci meciul nu este încă gata, să vedem exact ce va putea să facă domnul Nau Grim versus Tarson, momentan scor 1-0 pentru Zerg, benchurile băgate în reparație, Spira în curând terminată și există destul de mult gaz pentru Zerg, deci cred că Nau Grim va abuza în acest match de acele mute. Spinecrawler aici din partea Zergului și ca și unități doar 4 Zerglings, deci cam toate resursele, spun eu, vor fi băgate mute, exact. 8 mutaliști acum în bara de producție de partea Zergului. Dar Tarson, spun eu că va fi destul de pregătit pentru ceea ce va veni, mai ales că există și acest Raven, în curând va avea și energia necesară pentru acel Point Defense Drone, Point Defense Drone-ul ăla excelent versus mutele alea. Niște Zerglings ca să vadă exact ce se întâmplă pe acolo, Nau Grim află de faptul că domnul Tarson are și aceste Siege Tank-uri aici, dar... Din păcate pentru Tarson, Siege Tech-ul mai are un pic până va fi terminat, iar mutele lui Nau Grim au ieșit pe câmpul de luptă, sunt 8 mute momentan pentru Zerg, Bailing Nest acum și Roaches, 3 Roaches, și nu există Steam, ba, există Steam pentru Tarson, îmi cer scuze, dar turetă nu prea este, o singură turetă este aici și să deschidem rapid să vedem dacă Nau Grim va putea să egaleze acele pierderi la lucrător, mai trebuie să omoare 2 SCV-uri pentru a putea să egaleze chestia asta. Mărinii lui Tarson poziționat aici, deci momentan hăresc la linia de minerale acolo, nu va putea fi posibil și nici acum cu aceste sau cu acea turetă și acum Nau Grim într-o poziție destul de nasoală.
Oricum, pe baza acestui hărescu mute, ia uitați ce face zergului și acel de-al doilea hatchery, iar mutele astea o să se parcheze acolo. Mare atenție pentru cei care jucați zerg, health-ul pe aceste mute sau sănătatea mutelor se regenerează extraordinar de greu. Deci mare atenție cu ele, nu sunt ca restul unităților, să zici zerg din și așa mai departe. O să mai fac un snipe la acest SCV moment. Ho! Și îl ia pe Tarson la SCV-uri distruse, 14-9. 14-9, Naugrim, incredibil. Dar haideți să vedem push-ul ăsta din partea lui Tarson, armată destul de nasoală care se îndreaptă înspre Naugrim. Snipe acolo cu mutele astea. Haideți rapid să vedem ce unități sunt pentru Naugrim. 7 roaches, 7 mute versus chestia asta. 20 de zărvingi acum în bara de producție și acest centrifugal hook speed-ul la Banish va fi terminat. 4 Banish morfați de către domnul Naugrim. Mutele readuse în bază pentru a se putea apăra de ceea ce vine înspre el. Tarsul momentan produce 8 mărini odată, medivecuri și ele în componența acestei armate, deci o să iasă urât de tot pentru Naugrim, sper să poată să respingă atacul ăsta din partea teranului, tancurile puse în siege și mărinii intră curajos acolo, Naugrim supply blocked, point defense drone, așa că acele mute vor fi un pic nulificate, haideți să vedem cu ce va intra în luptă, domnul Naugrim! Mai există însă mărin și point defense drone-ul incredibil de nasol, benșurile astea din aer distrug acei roaches, iar acum Tarson, nicio șansă pentru Naugrim, foarte multe siștencuri și foarte mulți mărini au rămas în viață și cred că în curând zergul va trebui să dea un GG, sunt 10 roaches pe bara de producție, 14 zerglin și 2 mute, dar... cu suportul acestor siege tank-uri, nicio șansă pentru Naugrim să mai revină în meciul ăsta, păcat, pentru că începea să arate bine zergul după acel push cu Marine, Banshees și Helioane. Da, și până la urmă dă GG-ul, un match 2 în care Tarson egalează situația, după cum bine vedeți, se pare că Naugrim nu a putut să-i spună lui Hydra Sagdis, deci și el a luat-o pe... Senaga Cavern, se pare că e o hartă pe care zergul foarte, foarte greu poate să câștige. Bună treabă făcută și de către Tarson, care nu i-a permis lui Naugrim să ajungă la mutele alea și în momentul în care a ajuns, deja teranul era pregătit cu ele. Am văzut o tentativă după pușul teranului cu acele Banshees și Helioane și Marine. Faptul că Naugrim a încercat să intre și să spargă ce era, dar... Tarson s-a apărat foarte bine, a văzut și acel Raven folosit, point defense drone versus acele mute, cât de mult contează în anumite momente și mai ales când mutele sunt atât de puține. Da, deci aveți ce să învățați și ca teran din match-up-ul ăsta pe care vi-l prezint între Naugrim Tarson, repet, este un show match, nu este niciun concurs, show match organizat de Gosu Gamers. Bun, match-ul 2. Ne îndreptăm cu pași repede spre meciul 3, mare atenție, este un best of 5, nu un best of 3, deci mai avem încă 3 meciuri în fața noastră, prieteni, dar până atunci, Warbringer vă salută, ciao, ciao!